Pentru milioane de oameni, ziua de 14 februarie este una specială în care îndrăgostiții își dau frâul liber sentimentelor. La unele popoare, Valentin și Valentina, este marcată și în alte zile. Totuși, 14 februarie rămâne a fi cea mai frumoasă zi în care îndrăgostiții își demonstrează sentimentele unul față de celălalt. Cel puțin asta ne-au mărturisit locuitorii din Rezina. Flori și alte cadouri, acestea sunt semnele de recunoștință a îndrăgostiților. Valentin și Valentina. Da. Ce obișnuiți faceți în această zi? Nu știu, să dăruim cadouri, să fim alături de persoanele dragi. Sărbătoresc numai simplu așa, că ești ca și sărbătoare, că e Valentin și Valentina și semnificația numelor și plus la asta, spați sărbătorit așa, acasă cu familia, nu numai decât dacă nu ai pereche. Dacă ai pereche, sigur că e mai plăcut să ai. Valentin și Valentina, cred că. Ce preferați să faceți în această zi? Un cadou, sărbătorim bine și un cadou frumos la soție și atât. 14 februarie, cred că. Ce obișnuiești să faci în această zi? Păi, în privința sărbătorii, da, pentru iubită, buchet de flori. Și sărbătorim împreună, stăm. Încă ce. Este o tradiție care e secret. Valentin mai aproape. Și ce faci în această zi? Flori și trebuie femeie. Flori. De sărbători, cel mai mult au de câștigat comercianții de flori. Potrivit lor, cererea de 14 februarie este în creștere. În orice caz, ca în zilele celelalte, mulțumim Domnul ceea ce este. Bineșor. Astăzi mai mult bărbații și cei iubitori. Ce iubitori astăzi cumpără? Și e bine când avem soți iubitori și ne mai cumpără câte o floare. Asta e un plus mare. Amine tot. Ziua îndrăgostiților, sau cum mai este popularizată această sărbătoare, Valentin și Valentina, este preluată de la americani. Potrivit legendei, Valentin a fost un preot de la curtea împăratului roman, Claudius al II-lea, care a interzis căsătoriile. Preotul însă continua să cunune cuplurile în taină. Ina Komarovski, Ion Apostol de la Rezina, pentru Elita TV.